Fostul polițist a fost unul dintre cei mai căutați hoți din țară. El și-a dat demisia din poliție și a fost prins în februarie anul curent, după ce a comis 9 spargeri. În anul 2020 a plecat de la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui după ce ar fi provocat un accident rutier, beat fiind. Acum, pe 22 noiembrie, acesta s-a înhăitat cu 2 minori din Huș și 2 adulți din Murgeni și au venit cu mașina în Bârlad, căutând ceva de furat, informează vremea9.ro. Pentru că nu au găsit ce, s-au gândit să meargă în altă parte, dar nu mai aveau benzină la mașină, așa că au mers la o benzinărie din oraș și au tras cagulele pe față, au acoperit numerele de la mașină, au alimentat, după care au fugit. Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bârlad anunță că au reținut în noaptea de 21-22 noiembrie 5 bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din județul Vaslui, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat.